Autoritățile nu vor mai putea începe executarea silită a românilor care nu-și achită de bunăvoie obligațiile fiscale decât după obținerea unei înconvințări judecătorești. Asta prevede un proiect de lege depus de USR. Șansele ca o astfel de inițiativă a opoziției să treacă de Parlament sunt minime, dată fiind foamea de bani a executivului. În prezent, executarea silită a datoriilor fiscale nu necesită aprobarea unui judecător, motiv pentru care parlamentarii consideră că au existat cazuri în care fiscul a sabotat cetățenii. Executările silite și în special opririle înființate de ANAF în mod strict administrativ și fără înconvințarea instanțelor au condus în practică la abuzuri care au sabotat firmele românești. Liber l-a călcat pedala pe șosele. Un proiect periculos a fost votat marți în comisiile reunite juridică de industrii și transporturi. Astfel de acum încolo, mașinile de poliție care au radar sau polițistul cu radar de tip pistol trebuie presemnalizați cu un panou afișat cu 500-1000 de metri înainte pe sensul de mers. Proiectul a trecut cu votul tuturor partidelor în comisie, mai puțin USR. Foarte important, nici guvernul nu susține acest proiect. S-a transformat într-o caricatură controlul și aplicarea legii rutiere în ceea ce privește viteza de circulație. Atenție că în 500 de metri trebuie să mergeți un pic încet. Apoi puteți să o călcați din nou. Mâine legea merge la dezbatere în plen și la votul final cu toate partidele în afară de USR în spatele ei. Ne vom opune și vom ataca pe toate căile, au declarat aceștia. Deputații le-au dat un de verde asociațiilor de proprietari să ia măsuri mai dure împotriva răuplatnicilor. După 3 luni de neplată, restanțele sunt înscrise în cartea funciară, iar apartamentele datornicilor nu vor mai putea fi vândute de aceștia până nu acoperă sumele neplătite. Noile prevederi apar în legea asociațiilor de proprietari votată marți de aleși. După 90 de zile de întârziere, aceștia pot fi acționați în instanță și siliți să plătească. În realitate însă, administratorii vorbesc de proprietari care nu au plătit un an de zile fără să pățească nimic. Legea vine cu o veste bună pentru imobilele în care sunt doar 2 apartamente pe palier. Cei care au autorizație să dărâme pereții pot face asta fără să ceară semnăturile vecinilor, așa cum se întâmplă în prezent. Spațiile comune ale blocurilor, boxele sau uscătoarele pot fi atribuite unuia dintre proprietari numai dacă toți ceilalți sunt de acord. Până acum era nevoie de votul a 2/3 dintre vecini. Ca să intre în vigoare, legea trebuie să fie promulgată de șeful statului. Taxele și impozitele neplătite îi pot lăsa pe olteni fără case. Fiscul a scos la vânzare locuințe și terenuri ale persoanelor cu datorii la stat. Bunurile vor fi vândute la licitații în ziua de 9 iulie 2018 la sediul Administrației Județene a Finanțelor Publice din Slatina. Astfel, cei care vor să investească în terenuri sau apartamente trebuie să depună ofertele până pe 6 iulie. Pentru participarea la licitații, ofertanții trebuie să depună cu cel puțin o zi înainte de data licitației oferta de cumpărare, dovada plății taxei de participare reprezentând 10% din prețul de pornire a licitației, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerțului, copie de pe act de identitate, dovadă emise de organele fiscale centrale că nu au obligații fiscale restante. România este campioană europeană nu doar la creșterea economică, ci și la sărăcie. Stă mărturie un raport al Băncii Mondiale. Un sfert din populația țării trăiește cu mai puțin de 5 dolari și jumătate pe zi. În timp ce bucureștenii au venituri peste media de pe continent, în sate, sărăcia este aproape generalizată. Raportul Băncii arată că suntem pe primul loc în Europa, adică numărul celor în nevoie din România este mai mult decât dublu față de cei din Bulgaria. Un român din 5 nu are acces la apă potabilă, iar o treime dintre conaționali nu au toaletă cu apă curentă, spun experții Băncii Mondiale. Șansele de a ieși din această situație sunt legate de nivelul educației, care este extrem de scăzut tocmai în zonele sărace. Mai exact, 40% dintre tineri pot să scrie și să citească, însă nu au capacitatea de a aplica aceste competențe.